Masca de protecție a devenit obligatorie pe stradă în toate localitățile din județul Iași. Măsura intră în vigoare începând de mâine și este valabilă până pe 14 august, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Decizia autorităților vine după ce miercuri în Iași au fost confirmate 26 de cazuri, iar joi 45. Exceptate de la purtarea măștii sunt persoanele care desfășoară activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante, cu temperaturi ridicate sau umiditate crescută, precum și copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Măsura obligativității purtării măștii de protecție a fost luată încă de săptămâna trecută, însă doar la nivelul municipiului Iași și doar în stațiile pentru mijloacele de transport în comun și în piețe. Cei care nu vor respecta regula impusă de autorități riscă o amendă cuprinsă între 500 și 2500 de lei.